acolăci ei. Sunteți flămânzi? Da? Ia mâna. Da. Pâine cu rouă, ați auzit de ea? Da? Dar voi ați auzit? Atunci ascultați. Dorm, mânca tare prost și alegea mâncarea. Mama îi punea dinainte toate bunătățile lumii. Pâinică cu unt vrei? Nu. Cu icre? Nu vreau. Vreau cu icre. Dorm mușcă o gură din pâine cu icre și o lasă. Gustă felia cu miere, o miroasă pe cea cu magiun. Nu vreau, nu-i bună. Tatăl s-a uitat lung la băiat și a spus: apoi, cea mai bună e pâinea cu rouă. Numai că de unde s-o luăm noi acum? Vreau pâine cu rouă, dă-mi pâine cu rouă, scâncii Doru. Doru, într-adevăr, nu mâncase pâine cu rouă și nici n-a auzise de ea. Cea mai bună e rouă de vie, spuse tatăl. Mergi mâine cu mine la vie și mâncăm. Apoi adaugă, cea mai gustoasă e rouă dimineții. Ea se mănâncă cu pâine, așa că trebuie să ne sculăm noi dimineața. Doru nu avea răbdare să guste pâinea cu rouă. A doua zi s-au dus de zi dimineață cu tatăl la vie. Cea mai gustoasă e roua rumenită de soare, a spus tatăl. Până ce se rămânește, hai noi să mai lucrăm puțin. Și tatăl puse pâinea și untul și brânza și ceapa sub butuc. Apoi se apucară de lucru. Ridicau vițele de la pământ, încărcate de struguri, le prindeau cu grijă de sârmă ca să nu putrezească poama. Când ajunse la capătul rândului, Doru se uită la soare și spune: mie mi-e foame! Tatăl zâmbi: bravo! Iată și roua s-a făcut bună, rumenă, rumeoară, s-o pui pe felioară. Pâinea tăiată felioare de acasă era gata presurată cu rouă. Tatăl o lăsase descoperită și roua se scuturase din frunze peste ea. Doru luă marginea, pentru că marginea avea cele mai multe margeliușe de rouă pe ea. O duse cu grijă la buze să nu împrăștie roua. Fruntea lui rumenită de soare, bombată parcă coajă de pâine, strălucea și ea în strop de sudoare. Câțiva picuri se cutiliseră de pe frunte în jos pe obraz, apoi pe coaja de pâine. Doru mușcă din ea cu poftă, pâinea avea nu știu de ce gust sărățel, dar era bună. Doru mânca toată felia și mai ceru una. Era tare gustoasă pâinea cu rouă. Ați înțeles de ce era pâinea sărată? De ce pâinea cu rouă era sărată? Cum credeți? E cineva din sală, poate? De ce? Pentru că era rouă. Pentru că era rouă și încă de ce? Ce a făcut Doru? A muncit până la sudoarea frunții, așa? Și pâinea muncită e mai gustoasă? Da! Foarte gustoasă! Așa că și voi acasă când vă duceți, ajutați părinții, ajutați bunii, că o să aveți poftă de mâncare și mai bună. Așa să prețuiți pâinea. Grigore Vieru, în creația lui, pâinea este ceva sacru.